Salutare! Eu mă numesc Constantin, sunt din orașul Chișinău. Astăzi vreau să vă arăt realitatea. În timp ce majoritatea din voi plecând la serviciu zilnic, lucrând pentru cineva, cu un salariu mizer, eu timp de 10 zile am făcut 650 de dolari prin intermediul unei companii americane ce activează de 9 ani pe piața mondială. Compania mi-a trimis un astfel de card, NXP, mi-a trimis acasă, de pe care și vom face extragerea din numerar. Aflându-ne în Moldova, extragerea o vom face în lei. Poftim banii, poftim cecul. Mai scoatem încă 2000 de lei, după care încercăm să mai scoatem. La noi bancomatele nu prea sunt disponibile să dea așa bani. Ne vedem acuși dacă ne mai dă, ne mai dă. Hai să încercăm așa. Bine. Asta a fost tot. Dragi prieteni, ăștia sunt banii. Astea sunt cecurile. Priviți. Sunt 650 dolari. Sunt niște bani, sunt niște bani într-adevăr pentru Moldova. E un salariu destul de bun. Dar nu uitați că eu am făcut doar în 10 zile banii ăștia.